Salutare, cum este canalul Grecica TV? Astăzi am o veste ceva mai rea. S-ar putea să fie și mai rău, l-am pierdut, deci pe papagalul meu Sașca, și s-ar putea să fie și mai rău că s-a luat acea psică. Din fericire este viu, dar nu-l pot lua și acum o să vă arăt și unde l-am pierdut. Da, aici a venit cu mine și pisicuța mea. Și acum ne ducem spre Sașca să vi-l arăt. Deci era în acel copac, acesta, de că aici era la vecini, acum este noapte. Și efectiv am pus lanterna și el a zburat. Amul căutăm, vedem dacă este pe aici și când o să-l găsesc o să revin. Sper să fie tot ok cu el, să fie măcar în viață. Sau măcar să prindă cineva. Da, nu-l găsesc efectiv. Și Gunther stă aici și se uită. Se îngrijorează și el de Sașca. Chiar asta nu este de râs pentru că m-am chinuit foarte mult să-l dresez, efectiv 3 luni. Este și el pasăr, este normal să scape, să fugă, eu nu cred că este nimic ieșit din comun. Deci am și o veste bună, dar l-am găsit. Este tot în acel copac, numai că s-a dus pe altă creangă. Stați, vi-l arăt, numai nu știu dacă se vadă foarte bine. Este acolo așa galben. El este în partea asta, aici se, mai, se mișcă puțin. E ca aici, pe părțile acestea. Este noapte și nu se vede clar. O să încerc să mă urc pe această cușcă, câinele meu, să vi-l arăt. Așa. Ați uitați-l, este acolo. Aici galben se vede. Sașca! Ni-ni-ni-ni! Efectiv nu vine. Sper să fie tot ok cu el, să nu-l ia nicio psică. Gunther. Da, și Gunther a dărmat puțin acoperișul. O să-i fac unul nou. Am un sus. Da, Gunther face foarte multe pozne. Acoperișul era normal. Cu câteva zile în urmă am... Uitați ce a făcut din el. A mai și plouat. Efectiv, dacă o să se întoarcă, o să vă spun, o să fiu la curent. Sperăm să se întoarcă să fie tot bine cu el, pentru că el este un papagal foarte bravo. O, da, uitați de dragul meu ce s-a întâmplat cu cușca lui Gunther. A zdrobit-o cu acoperișul cuștii lui, da. Gunther! Da. Deci uitați-vă că el s-a întors, este exact acolo. Sașca! În șuier și-l vine. O să-mi fie cam greu să-l adminesc înapoi. E roade frunzele, cam îngrijorez să nu fie nimic rău. Cred că sunt doar frunze de cireș, nu sunt otrăvitoare pentru el. Principal să vină. Sașca, hai vină! El încearcă să vină, dar nu știe efectiv cum. Sașca, Sașca! Ne-ne-ne-ne-ne! Da, aici am pus și niște mâncare. Da. Sașca, Sașca. Acum o să trecem partea asta, o să încep să-l chem. Sașca, Sașca, na! Hai, vin la mine, hai! Când o să vină, o să revin. Sperăm să vină, să fie tot ok cu el. Da, Sașăcica? Uitați-vă că deja l-am găsit. Am reușit să-l prind. Efectiv, am luat un băț și l-a venit pe băț și apoi l-am luat pe mână. Este foarte înfometat, jumătate de zi am blat pentru toată mahalaua. Acum, foarte mult mă bucur că a venit acasă și sper să fie tot bine cu el, să nu-l curenteze, să nu-i fie efectiv fric, să nu răcească. Văd că are poftă de mâncare, deja este un semn bun. Așadar, mulțumesc pentru vizionare, cu voi fost canalul Grecica TV, o să facem curând și alte videouri, ne vom revedea în videourile următoare, posibil tot cu Sașca, da? El la mult este flămând, este concentrat doar pe mâncare.